Oamenii au fost prezenți continuu în spațiu în ultimii 17 ani, dar până acum nu a fost născut niciun om în afara Pământului. Astăzi o să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă tu te-ai fi născut în spațiu. Pentru început, nicio femeie gravidă nu a fost vreodată în spațiu, nu mai spunem să fi născut acolo. Așadar, dacă te-ai fi născut în spațiu, ai fi primul bebeluș care a ajuns acolo. Acest lucru va face pe voi și pe mama voastră destul de faimoși, iar probabil o să fiți pentru totdeauna răspunsul întrebării cine a fost primul bebeluș născut în spațiu. Pe scurt, numele primului nou născut în spațiu va ajunge în istoria omenirii alături de alte nume precum Buzz Aldrin și Neil Armstrong. Cetățenia copilului ar fi printre primele dileme apărute imediat după nașterea sa. Copiii născuți în avioane sau în ape internaționale au deja dificultăți în stabilirea cetățeniei, așadar vă imaginați ce s-ar putea întâmpla în cazul copiilor născuți în spațiu. Poate că primul copil născut în spațiu ar fi și primul cetățean de drept al spațiului. Cel mai probabil acest copil va primi cetățenia părinților, dar dacă acesta se naște la bordul unei stații spațiale internaționale, părinții lui ar putea cere un pașaport pentru Europa, Canada, America, Rusia sau Japonia, pentru că acestea sunt țările care dețin stații spațiale. Deci, cum ar putea cineva să nască un copil în spațiu, ar fi foarte greu să conceapă un copil în spațiu datorită gravitației zero, care face acest lucru aproape imposibil. Nu există posibilitatea de prea mult romantism în spațiu. Chiar dacă prin eforturi miraculoase un cuplu a reuși să conceapă un copil în spațiu, fertilizarea fătului ar fi puțin probabilă în condiții cu gravitație zero. Pe deasupra, chiar dacă nașterea ar decurge normal, iar fătul s-ar dezvolta ca atare, fluidele corpului care hrănesc bebelușul ar fi întrerupte, iar probabil că mama ar pierde sarcina. Posibil cea mai ușoară metodă care face nașterea în spațiu posibilă este să trimitem o femeie deja gravidă acolo. Chiar și așa ar fi destul de greu. Astronauții trebuie să fie într-o formă excelentă și extrem de sănătoși pentru a putea călători în spațiu, ceea ce înseamnă că și o femeie gravidă ce ar urma să fie trimisă în spațiu ar trebui să fie în aceeași formă fizică excelentă, la fel ca un astronaut. Nașterea este deja un proces destul de greu fie el și pe pământ. Toate fluidele eliminate în timpul nașterii ar pluti prin gravitația zero a navetei spațiale. În timp ce niciun bebeluș uman nu a fost născut în spațiu, au fost totuși șobolani care au născut pui acolo. Oamenii de știință au trimis de două ori șobolani însărcinați în spațiu pentru a vedea efectele unui mediu diferit față de cel de pe pământ asupra sarcinei. Cel mai recent studiu a avut loc în 2001 și a fost mai ușor pentru animalul folosit atunci decât animalului folosit de sovietici într-un experiment din anul 1983. Însă, în ambele experimente, femelele au pierdut masă musculară, iar puii acestor au suferit probleme vestibulare. Asta înseamnă probleme cu fluidele din urechea internă. Acesta va fi probabil și efectul nașterii în spațiu a oamenilor. Fluidele din urechea internă ajută în controlul balansului și al mișcărilor, iar acestea s-ar comporta diferit în condiții de gravitație zero dacă un copil născut în spațiu s-ar întoarce înapoi pe pământ, l-ar afecta foarte mult. Mai ales dacă acesta crește un timp îndelungat în spațiu, el nu ar fi capabil să-și menține echilibrul sau să meargă normal. O problemă foarte serioasă este nivelul radiațiilor din spațiu. Atmosfera planetei noastre ne protejează de razele radiațiilor, dar în spațiu suntem privați de acest confort. Astronauții care lucrează pe stațiile spațiale nu sunt supuși unor radiații zilnice echivalente cu nivelul radiațiilor primite de noi pe suprafața terestră. Expunerea la un asemenea nivel de radiații poate crește riscurile de cancer, probleme ale ochilor, deteriorarea inimii și a sistemului nervos central. Aceste riscuri ar putea fi mărite la un copil nou născut. Pe termen lung, dacă acel bebeluș ar crește în spațiu, corpul lui s-ar putea dezvolta diferit. Astronauții pierd masă musculară în timpul călătoriilor spațiale, ceea ce s-ar putea întâmpla și copiilor născuți acolo. Oasele lor ar prezenta riscul de a-și pierde masa, ceea ce înseamnă că în timpul dezvoltării, scheletul bebelușilor născuți în spațiu s-ar deforma. Aceștia ar putea avea corpul puțin mai umflat. Inima unui bebeluș spațial nu ar fi la fel de puternică precum cea unui copil de pe pământ, pentru că aceasta nu este nevoită să funcționeze împotriva gravitației. Acest lucru ar putea face ca nou născuți în spațiu să fie mai firav decât cei născuți pe pământ. De asemenea, vă puteți imagina cum este să schimbați un scutec pe o navă spațială în condiții de gravitație zero? Lăsând glumele deoparte, oamenii așa cum îi cunoaștem noi în prezent au fost născuți doar pe suprafața terestră. Suntem adaptați la mediul înconjurător de pe planeta noastră, dar dacă un copil este născut în afara acestui mediu, probabil că va experimenta o mulțime de probleme. Dacă un bebeluș ar fi născut în spațiu, probabil că nu i-ar fi la fel de comod pe pământ, dar cine știe, poate că într-o bună zi acest lucru va fi posibil. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!